începerea maratonului de lansări din ultima zi a Bookfest-ului, creme de la creme, câteva dintre cele mai bune romane apărute în colecția Raftul de Misei de la Humanitas Fiction. Deja colega mea, Gabriela Maz, v-a prezentat titlurile și traducătorii cărților respective. Încă o dată vă reamintesc cine sunt invitatele și invitatul meu. Este vorba de la dreapta spre stânga, de Irina Horea, cea care a tradus toate romanele scriitorului G.M. Curție, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 2003. Astăzi îi lansăm romanul lui recent, Zilele de școală ale lui Isus. Alături de domnia sa se află unul dintre cei mai importanți critici literari actuali, Tania Radu, care se manifestă și eu cred că destul de rar, ar trebui mult mai des, în revista 22. Alături de domnia sa se află traducătorul Ismail Cadare în limba română, Marius Dobrescu și-a dat doctoratul cu scriitorul Ismail Cadare și Ismail Cadare nu acceptă în limba română să-i fie traduse cărțile decât de Marius Dobrescu și dacă citiți Ismail Cadare preromânește, o să-mi dați, o să-i dați dreptate și să-mi dați și mie că, într-adevăr, este un mare traducător și cunoscător al limbii române. Tot astăzi lansăm în premieră mondială și nu glumesc, chiar așa s-a întâmplat, redescoperirea recentă făcută de japonezi și anume, cu ocazia împlinirii a 90 de ani a comemorării lui Ikio Mishima de la finele anului 2015, s-a relansat pentru prima oară publicat un volum romanul lui din 1968, Viață de vânzare. Suntem prima țară în care apare o versiune într-o limbă străină, respectiv în limba română, a acestui roman. Și ultimul pe lista de azi, poate cel mai cutremurător roman din ultimii ani din lume, este vorba despre romanul de debut al scriitoarei de origine tătară din Rusia, Guzel Yakhina, cea care a acumulat toate marile premii în 2016 și 2017 din Rusia, asemenea cu un an înainte lui Evgeni Bodolaskin cu celebrul lui deja roman Laura. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul lui Marius Dobrescu, care ne va vorbi despre acest microroman, acest resi, Păpușa, de Ismail Cadare.